pecate n-ai și roșu. Din roșu și verde. Din totdeauna, copiii știu că dacă sunt cuminți și își lustruiesc încălțămintea în seara de 5 decembrie și o așează sub geam, ori o lasă la ușă, în dimineața de 6 decembrie se vor trezi cu daruri în cizmulițe. Personajul misterios care le aduce cadouri se numește Moș Nicolae, însă nici copiii și nici adulții nu știu prea multe despre el, fiindcă moșul ar veni pe furiș în casele oamenilor. Moș Nicolae ar fi mult mai discret decât Moș Crăciun, pe el nu-l vede nimeni niciodată. Toată lumea știe că este vorba despre un bătrânel generos cu inimă mare, însă puțini îi cunosc istoria. Despre Moș Nicolae se știe că nu a fost doar un personaj, ci un om în carne și oase, care ar fi început să dăruiască din ceea ce avea încă de acum 1700 de ani. Este Sfântul Nicolae. Fostul episcop a făcut parte dintr-o familie bogată și credincioasă, însă după ce părinții săi au murit, Nicolae a rămas cu o avere generoasă pe care ar fi ales să o împartă săracilor, sub forma unor daruri diferite, pe care le lăsa la ușa celor în nevoie. În România se spune că Moș Nicolae ar veni călare pe un cal alb, care e reprezentarea primei zăpezi ce cade la începutul iernii. Bătrânelul ar ajuta copiii, orfanii, fetele sărace, văduvele, fiind stăpânul apelor și cel care salvează de la înnec corăbierii și apără soldații în timpul războiului. De ziua lui Nicolae se pun crenguțe de pom fructiferi în apă, ca să înflorească de anul nou, prevestind astfel rodul livezilor din anul următor. De aici vin și versurile colindelor românești care vorbesc despre flori de albe și flori de măr. Iată vin colindători, florile de albe, noaptea pe la cântători, colindă, colindă. Joarda pe care o aduce Moș Nicolae copiilor răi este în datină o crenguță de măr, pe care cel care o primește trebuie să o pună în apă. Dacă înflorește până la Crăciun, înseamnă că Sfântul Nicolae i-a oferit omului iertare pentru greșelile sale. În zilele noastre însă joarda s-a modernizat, nu mai este o crenguță simplă, ci una plină de podoabe. Legenda spune că, în nopțile cu sărbători sfinte, când se deschid cerurile, Sfântul Nicolae poate fi văzut stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Legenda lui Moș Nicolae e răspândită în toată lumea, însă fiecare popor i-a adăugat caracteristici proprii. În Transilvania, Moș Nicolae este mai cunoscut decât în restul regiunilor din țară. Pe lângă cadouri, ardelenii spun că în ziua sărbătorii sale, Moș Nicolae aduce cu sine și iarna, își scutură barba albă și cade astfel prima zăpadă, iar dacă nu ninge, oamenii spun că a întinerit Sfântul Nicolae. În inima României, Sfântul Nicolae poartă și numele de Sân Nicoară, iar fiecare sat își are propria poveste despre moș. Cu ocazia acestei sărbători, tinerii din satele silvănene se duc în casele în care există un Nicolae și îl colindă. În zona rurală, fetele tinere se adună în ajunul sărbătorii să facă plăcinte, iar seara la nouă fix, flăcăii năvălesc în casele lor și se încinge o petrecere.